gniesz, nikt im na po swoku farajere. Aniele rabiate, szybiate, raluminała mydą. Lumina luminiazem, tunery, czym tunery, kulna biblito. A wyniku mam ty nidze Dumnezeu. Numele lui raiua. Ela vem em camada para se maturizar, desde que ilumina, pelo cador se criado que nele. Não era ele ilumina, ci ela vem em ca se maturizar, desde que ilumina. Lumina aceasta era adevărata lumina care iluminează pe orice om venind din lume. El era lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isaia și Isaia nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți. Nu din sânge, nici din voia fierilor, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurul născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat. El este acela despre care ziceam. Cel ce vine după mine este înaintea mea, căci era înainte de mine. Și noi tot am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-L întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și el a întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești ca să dăm răspuns celor ce n-au trimis? Ce zici tu despre tine însuși? Eu a zis iar să glasă cel ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Și eu am mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce boteză că nu ești Hristosul în cerii și nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis. Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoșteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu rău încălțămintilor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betărbarea din colo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus umblând și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este așa despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca ea să fie făcut cunoscut lui Israel. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se din cer și oprindu-se peste el este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, i-a zis, ce căutați? I-au răspuns, Rab, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. Și s-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul la 10-lea. Unul din cei doi ucenici care auzisere cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel de tine a găsit pe fratele său Simon și a zis, mi-am găsit pe Mesia. Și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Filip era din Betania, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe aceea despre care a scris Moise în lege și în prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicheșul. De unde mă cunoști, a zis Natanael? Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când era Iisus Mocheni. Natanael a răspuns, Rab, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu coborându-se și suindu-se peste Fiul Omului. Amen. Amen. Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de-ați asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scăpat pe neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu voi intra în odihna mea. Amin. E muhar ca copiii noștri să vorbească așa de bine românește, slăvit să fie Domnul. Psalmistul zicea în Psalmul 95, recitat de Jessica, veniți să cântăm cu veselie Domnului, să ne bucurăm, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsunem cântece în cinstea Domnului. Haideți să vă dăm